Stimatele domnule ministru Gaibu, stimate șef al misiunei USAID în Moldova, domnule Scott Hochlander, stimați reprezentanți ai mass media, stimați beneficiari ai organizației pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și reprezentanți ai mediului de afaceri. Am deosebită plăcere să lansez astăzi această conferință de presă cu privire la semnarea acordului de parteneriat dintre Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și proiectul Tehnologiei de Viitorului finanțat de Agenția Americană de Dezvoltare și Guvernul Suediei. Acest parteneriat vine să susțină organizația noastră în implementarea două programe de stat, programul de transformare digitală a afacerilor și programul de inovații digitale și startup-uri tehnologice. Acest parteneriat vine într-un moment în care organizația noastră este într-un proces important de reformă, o reformă care vine să fortifice capacitățile instituționale, să fortifice guvernanța, să asigure mai multă transparență în procesul de activitate, astfel încât programe, cum sunt cele de transformare digitală, să asigure că sunt implementate într-un mod corect în beneficiul antreprenorilor noștri. În continuare, cu un mesaj de salut, am să-i dau cuvântul domnului ministru al Economiei, domnul Sergiu Gaibu. Da, mulțumesc, domnul director, pentru, în primul rând, că ați pregătit tot acest eveniment și însăși programele care au fost aprobate în cadrul guvernului, pe care noi trebuie să le implementăm, fiindcă o țară fără dezvoltare tehnologică în ziua de astăzi nu are viitor. Și noi, tocmai de aceea, susținem aceste programe de digitalizare, de retehnologizare, dar și, de asemenea, venim cu un produs absolut nou care ține de asistență în ceea ce privește inovația. Și aici vreau să-i mulțumesc domnului Hochlander și Guvernul Suediei și Guvernul Statelor Unite pentru suportul pe care ne-l acordă, atât din punct de vedere a asistenții tehnice, cât și cu resurse financiare. Dar am și o noutate din partea Guvernului, fiindcă la cele 140 de milioane de lei care erau acordate anterior ODIM-ului pentru finanțarea programelor pentru antreprenoriat, noi astăzi am votat în cadrul Guvernului rectificări la buget și am suplimentat acest buget al ODIM-ului cu încă 200 de milioane de lei și deja așteptăm decizia în Parlament să fie finală și respectiv să începem valorificarea acestor resurse. În același timp, noi continuăm lucru cu partenerii noștri pentru ca să ajutăm atât la operaționalizarea cât mai eficientă acestor programe, cât și la suplimentarea cu încă resurse suplimentare. Noi am discutat anterior despre programul de internaționalizare pe care noi vrem să-l suplimentăm cu resurse cu ajutorul Băncii Mondiale și de asemenea vom continua aceste discuții și îmbunătățirea suplimentare cu resurse financiare și îmbunătățirea procesului. Eu vreau să nu rețin prea mult participanții și spectatorii, astfel încât să poată vedea cât mai curând în ce constă aceste programe și, de asemenea, să obțină detalii sau să pună întrebări atunci când este cazul. Eu vă mulțumesc. Domnule ministru, într-adevăr, anvelopa financiară pe care statul o pune la dispoziția antreprenorilor pentru anul 2022 crește. Crește atât cu alocații de la bugetul de stat, cât și cu alocații care vin de la diferiți parteneri externi, cum este cazul și programului de transformare digitală. Iar nouă nu ne rămâne decât să asigurăm că instituția noastră care implementează aceste programe va asigura toată guvernanța necesară pentru buna implementare a acestor programe. În continuare, cu un cuvânt de salut, îi ofer domnului Scott Hochlander, șeful misiunii USAID în Republica Moldova. Mr. Hochlander, the floor is yours. Thank you. Bună ziua. It's a pleasure for me to be here today with you, Minister, you Director, joining, of course, at a great opportunity to really continue and strengthen the partnership that we have together. Bună ziua, vă mulțumesc. Într-adevăr, este o plăcere să mă aflu astăzi aici împreună cu domnul ministru, domnul director, cu doamna Doina Nistor. Într-adevăr, este o oportunitate de a continua fortificarea acestui sector. I mean, it's clear the Russian invasion of Ukraine has impacted the Moldovan economy
even more so than it has been before due to COVID-19. It really put many of Moldovan businesses in jeopardy. Due to that, I think it's really important for us together to look at all opportunities and all ways really to help strengthen, in particular, small and medium enterprises here in Moldova to ensure they have the know-how, the resources, the innovation really to recover from this and succeed on the global market. Deci este clar că invazia din partea Rusiei a Ucrainei a avut un impact enorm pentru economia Republicii Moldova, mai ales după ce urmează perioada în care ne-am confruntat cu pandemia de COVID-19 și astfel multe întreprinderi și afaceri au fost expuse pericolului și este foarte important ca acum toți noi să avem toate oportunitățile, să implicăm toate oportunitățile pentru a ajuta mai ales întreprinderile mici și mijlocii, pentru a ne asigura că au know-how-ul, resursele și inovațiile necesare pentru a-și putea reveni după această perioadă dificilă. So on behalf of USAID, I'm very proud to bring, I think, one of our real strengths through Future Technologies Activity, something supported by USAID as well as Sweden, really to this particular challenge. We're willing and have contributing up to 5 million lei for this project, really to provide grants to help some of these small and medium enterprises innovate, really bring technologies and digitalization to their work plans, to their products, to really allow them to leap forward in terms of their own creativity and. You know, this is something I think, as I said, could not be more timely. Deci, într-adevăr, ca reprezentant al USAID, sunt mândru de implicarea unui dintre cele mai de succes proiectele noastre, care este proiectul Tehnologiile Viitorului, susținut financiar de USAID și Suedia. Pentru a face față acestei provocări și deci contribuția noastră va constitui circa 5 milioane de lei, care va trece în faza pilot pentru a putea oferi granturi și ajutor, mai ales acelor întreprinderi mici și mijlocii care vor putea dispune de inovațiile și de a adăuga tehnologiile și digitalizarea în modul lor de lucru și în produsele lor pentru a putea merge înainte și cred că nu este un timp mai potrivit ca acesta pentru a face acest lucru. Yeah, so again, thank you, Minister, Director. This is, I think, going to be really exciting project, exciting to see what these small and medium enterprises are able to do with the grants. I look forward to that and thank you for the opportunity to speak here today. Deci, într-adevăr, vă mulțumesc, domnule ministru, domnule director. Este foarte interesant să vedem ce vor putea face aceste întreprinderi mici și mijlocii prin intermediul acestor granturi și vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a mă afla astăzi aici. Da, mulțumim, domnule Hochlander. ODIMU deja are o experiență cu instrumentul de digitalizare care a fost lansat în perioada pandemiei COVID și care a venit să aducă antreprenorii autohtoni în mediul online cu produsele acestora. Respectiv, această cerere este susținută în continuare prin intermediul acestui program de digitalizare, care se focusează totuși deja pe digitalizarea proceselor interne, iar prin programul de inovații urmărim integrarea inovațiilor în cadrul proceselor interne de producție, ca, într-un final, competitivitatea antreprenorilor autohtoni să crească, ca aceștia să poată fi la nivel cu concurența care este în exterior. În continuare, cu un cuvânt de salut, am onoarea să-i ofer doamnei Doina Nistor, directoarea proiectului Tehnologiile Viitorului. Doamna Nistor, cred că puteți să ne spuneți mai multe despre implicarea proiectului dumneavoastră, anume în implementarea acestor două programe de stat. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule Hochlander, stimate domnule ministru, domnule Pântea. Mă bucur astăzi să fim alături pentru un domeniu atât de strategic, care este digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, dar și adoptarea inovațiilor. Am o scurtă prezentare pentru ca să vedem la modul practic digitalizarea poate asista competitivitatea sectoarelor cheie și cum putem să luăm avânt
de capacitățile IT a Republicii Moldova. Ori știm că industria IT este unul din industriile exportatoare de bază, însă puține din soluțiile IT se regăsesc în economiile tradiționale. Pentru proiectul Tehnologiile Viitorului, noi venim cu o viziune de nouă generație pentru economia Republicii Moldova, și anume ca să promovăm creșterea economică a sectoarelor transformaționale de Moldova și să promovăm o economie digitală, creativă și verde pentru țară. Ori acum nu putem să ne imaginăm industriile tradiționale fără digitalizare și elementele economiei verzi, pentru că aceasta solicită toate piețele din vest. Sectoarele cheie pe care noi ne focusăm, fiind de la industriile, hai zicem, inteligente pentru Moldova, sunt industriile legate de IT, însăși industria IT, industriile creative, ingineria, digital media, dar și sectoarele tradiționale, cum ar fi industria ușoară. Și aici, la intersecție, noi vedem niște domenii de intervenție foarte importante, și anume transformarea digitală a întregii economii, digitalizarea anume sectorului de IMM-uri, unde digitalizarea este destul de lentă, dezvoltarea e-comerțului pentru Moldova, unde iarăși suntem la început de cale, inovațiile și start-up-urile centrate pe tehnologii, dar și economia verde și economia circulară. În acest program, noi nu venim doar ca un partener financiar, ori clar că digitalizarea necesită de resurse, dar în primul rând necesită resurse intelectuale, resurse inteligente, și astfel venim cu o suită de parteneri locali, care fie că sunt din industriile tradiționale, așa cum ar fi Asociația Patronală din Industria Ușoară, acolo unde se regăsesc business-urile care trebuie digitalizate, sau centre de inovații, cum este Zip House, unde se promovează tehnologii digitale în fashion, Microlab, care lucrează cu inginerie, cu senzori, cu robotică, Universitatea Tehnică a Moldovei, care găzduiește aceste centre de inovații, Artcore, industriile creative, dar și cu asociații și instituții din domeniul de tehnologii și industriei creative, care trebuie să stimuleze sau să creeze aceste tehnologii, cum ar fi Moldova Innovation and Technology Park, Asociația ATIC, Asociația Companiilor IT, care suntem un partener strategic, dar și Asociația Companiilor Creative. De exemplu, am să dau un exemplu, cum acești parteneri distribuiți ar putea aduce plus valoare. Artcore, Centrul Industriilor Creative, nu doar monetizează cultura și arta, dar și este un jucător important pentru a stimula absorpția e-comerțului. Ei au programe de training și de susținere a IMM-urilor în absorpția e-comerțului. Deja peste 90 de companii au fost susținute în acest sens, dar și dezvoltă capacități sau prestatori de servicii acreditați care ar putea să ofere servicii de digital marketing sau producție virtuală, care sunt foarte importante pentru succesul IMM-urilor în domeniile tradiționale. Totuși, transformarea digitală a IMM-urilor este considerată astăzi un motor pentru inovație. Dacă să ne racordăm, și pentru Moldova este important să ne racordăm la strategia digitală a Uniunii Europene, care a fost adoptată în 2021, noi vedem că până în 2030 sunt indicatori cheie foarte palpabili, tangibili, și anume se dorește ca 75% sau 3 din 4 companii să aibă absorpția tehnologiilor mai sus de mediu, adică să nu fie la început de cale, dar undeva la mijloc, adoptând tehnologii din domeniul big data sau datele mari, de inteligență artificială și cloud computing. În termeni populari, voi explica un pic mai târziu ce înseamnă aceste cuvinte super tehnologizate,
Dar și tehnologia se dorește ca 90% din IMM-uri să aibă cel puțin un nivel de bază de intensitate digitală, adică să nu fie străin de tehnologiile digitale și aici vorbim de un pachet basic sau de bază de digitalizare. Mai mult ca atât, dacă e să vorbim ceea ce și domnul Pânte a menționat și domnul ministru și domnul Hochlander, inovația și start-up-urile sunt un pilon cheie și astfel Uniunea Europeană își propune ca să dubleze numărul de unicorni care sunt născuți în UE. Noi înțelegem că digitalizarea pentru Moldova înseamnă ca să ne aprofundăm pe verticale. De exemplu, pentru domeniul de agricultură și agroprocesare, noi înțelegem că farming tech, conform la Goldman Sachs, farming tech sau agricultura de precizie poate să ne ajute ca să mărim cu 70% din producția agroalimentară, da? Sau această roadă. Și iată aici vedem cum de la valoarea existentă de 1,158 de dolari, valoarea la producția, hai zicem, agricolă, noi putem să mărim cu 70% prin dozarea cu precizie a îngrășămintelor. De exemplu, irigația, care se bazează iarăși pe automatizări și irigăm cu precizie. Sau stropirea, iarăși cu ajutorul senzorilor și a instrumentelor de precizie. Ce se întâmplă cu... Ce se întâmplă cu transformarea digitală în Moldova? Aș vrea să dau un exemplu a unei industrii care este considerată tradițional puțin digitalizată, industria ușoară din Republica Moldova. Deci acum industria ușoară cam este a treilea, al patrulea cel mai mare exportator, are 360 de milioane valoarea exporturilor, peste 80% mergând în țările Uniunii Europene și circa 26.000 de angajați. Totodată, industria ușoară plătește ce unele din cele mai mici salarii, chiar dacă ele cresc în mod constant, anual. Noi înțelegem că industria ușoară, ea acum se repoziționează la nivel global, la nivelul Europei, este o industrie care poluează foarte mult, deci se trece de la produce mai puțin, mai calitativ, cu materiale sustenabile. Moldova nu poate să rămână în urmă de la aceste obiective, deci pentru industria ușoară din Moldova, ca să devină competitivă, noi avem nevoie să ne digitalizăm, să ne axăm pe valoarea adăugată înaltă și pe sustenabilitate, să fim o industrie verde. Noi am evaluat cu industria de ușoară, cu fabricile, că de fapt automatizarea în fabrici și digitalizarea necesitățile industriei ușoară de Moldova este estimată la peste 20 de milioane de euro. Și aceasta este o necesitate foarte stringentă ca să putem fi competitivi. Top 5 tehnologii care ar susține industria ușoară din Moldova ține de automatizarea procesului de design. Noi am avut așa o inițiativă, am introdus Computer Aided Design, acesta este un soft specializat care permite să nu faci cu mâna, dar să fie integral automatizat în circa 40 de fabrici din Moldova, după care urmează automatizarea zonelor de croire. Aici ne aflăm la un nivel un pic mai incipient, avem circa 10-15 fabrici care sunt semi-automatizate sau pe deplin automatizate. Ne mai vorbim că trebuie să automatizăm mașinile de cusut sau acești senzori și robotică care trebuie să fie implementată la producerea de bază. Energia verde este foarte important pentru că este o industrie care cheltuie electricitate și atunci deci implementarea, să zicem, panourilor solare pentru ei devine o prioritate. Și nu în ultimul rând, softuri care conectează toate procesele de la idee, la producție, la magazine și, bineînțeles, comerțul electronic. Dacă să vorbim la digitalizarea fabricilor de confecții, noi știm precis că digitalizarea ajută să reducem pierderile de stofe sau deșeurile cu 40%. Este foarte un indicator foarte important în contextul în care industria poluează. Machine uptime, asta înseamnă timpul de staționare, deci de utilizare productivă a mașinilor, poate fi îmbunătățit până la 98%. Vă imaginați că aveți o mașină și ea 98% din timp lucrează eficient. Și precizia, deci precizia cu care putem să tăiem stofa, se mărește cu o marjă de eroare de 0%. Asta doar prin tehnologiile digitale.
Ce primim noi în schimb ca competitivitate? Deci, în primul rând, putem mări salariile până la 50% datorită tehnologiilor. O industrie care astăzi plătește, nu știu, 380, cam așa este de dolari, salariul mediu, noi putem să mărim minimum 50%. Productivitatea și eficiența, competitivitatea la export, pentru că acum în țările Uniunii Europene nu vom mai putea exporta dacă nu o să fim sustenabili digitalizați și bineînțeles că obiectivele green sau obiectivele verzi. Aceleași tehnologii se aplică pentru alte două industrie importante, industria de mobilă și industria automotivă. Deci este același proces. Haideți să vedem unde evoluează industria de fashion, ca să ne fim mai creativi. Ce vedeți în stânga este un articol, o mostră, integral digitalizată. Ea nu a fost produsă fizic. Deci până aici au ajuns tehnologiile, este vorba despre CLO software, cu care noi conlucrăm, este un produs, un soft produs în Israel. Și în dreapta aveți produsul fizic. Cine poate spune diferența? Foarte puțin. Deci acum softurile pentru proiectare înțeleg proprietățile stofii și se drapează exact ca în timp real, ca în domeniul real. Iar aceasta este un prototip virtual pentru primul training care l-am avut în această toamnă pe aceeași tehnologie CLO, care a fost predată primelor 15 profesioniști din fabrici, din fabricile din Moldova, precum și profesori lectori de la UTM, pe prototiparea 3D și aceasta este creată de un lector de la UTM. Haideți să vedem ce se întâmplă în fabrici. Am vrut să dau un studiu de caz ca să fie mai elocvent, fabrica Oldcom. Este un campion, aș zice eu, la automatizarea în fabrică. Dacă vedeți, de la prototipare, design în 3D, automatizarea întreaga proceselor, până la e-commerce. Ultima dată, Mihai, care este central, este un proprietar de nouă generație, mi-a spus că a investit peste 100-150.000 de euro în automatizarea fabricii sale, dar în schimb a primit o eficiență și o competitivitate mult mai mare. De exemplu, în depozit, în loc de 9 oameni, lucrează doar 2, dar cu salarii duble sau triple. La fel, Oldcom, dacă vorbim de comerț electronic, e-commerce, avem oare Moldova comerț electronic? Da, avem unii campioni. Oldcom a lansat cel mai mare magazin online, a digitalizat tot catalogul de producție, avem peste 5.000 de produse digitalizate și are depozite pentru e-comerț în România și în Ucraina, deci s-a extins cu comerțul electronic în regiune, oldcom.md, oldcom.ro și oldcom.ua, în parteneri din Ucraina, care acum, cu părere de rău, este lovit de criza din Ucraina. Dar vânzările anuale pe online la Oldcom ajung până la jumătate de milion de euro în Ucraina, România și Moldova. Unde vor să meargă mai departe? Piața europeană și livrare internațională. Deci, pentru acest program de digitalizare a IMM-urilor, pentru care avem onoarea și mare plăcere ca să ne aliniem forțele, hai să zicem, și intelectuale și resursele financiare cu colegii de la ODIHM și de la Ministerul Economiei, cred că ar fi fezabil să menționez că un obiectiv, ne-am pune ca obiectiv să digitalizăm cel puțin 500 de IMM-uri, 500 de întreprinderi din domeniile cheie, industria ușoară, industrie de producere de modă, alte industrii de producție, electronică, procesarea metalului, plasticului, lemnului, product design de produs, din domeniul de turism, de ce nu, infrastructura de e-comerț, procesatorii, agroprocesatorii sau procesatorii alimentari. Pentru Moldova este foarte important să avem acești campioni digitali, pentru că odată ce ei vor implementa soluții în industriile proprii, vor inspira și ceilalți în jurul lor. Top tehnologii pentru digitalizare țin de, în primul rând, de automatizarea procesului de producție, automatizarea producției. Acest termen se referă ca industria 4.0 sau acum mai recent industria 5.0, prototiparea, designul digital și prototipare, soluții, softuri pentru aceasta, soluții digitalizate pentru procesele de producție, pentru automatizări, pentru managementul clienților, pentru managementul resurselor financiare și de producție. Aici rămânem în urmă foarte, foarte serios. Puține întreprinderi sunt digitalizate, este o barieră majoră în calea e-comerțului.
dar și pe final digitalizarea vânzărilor. Și sper că aceasta va da un start nu doar digitalizării, dar și inovației și aș vrea să aduc un mare mulțumesc Ministerului Economiei pentru aprobarea și a programului de inovații săptămâna trecută, care iarăși o să avem un program cheie, după cum a spus și domnul Cântea. Pe de o parte promovăm digitalizarea în întreprindere și pe cealaltă parte putem să promovăm inovațiile și start-up-urile digitale sau centrate pe tehnologii digitale. Dacă e să vorbim de programul de inovații, partenerii noștri de la care ne-am inspirat este Startup Fund Ucraina sau Ukrainian Startup Fund. Sunt colegi de alături care doi ani în urmă au lansat acest program cu succes și aș vrea să conectăm pe directorul de program, Pavla Cartașov, cu un mesaj de salut, pentru că împreună cu partenerii noștri strategici, cu ODIM și cu Ministerul Economiei, vom face transfer de bune practici în perioada următoare, astfel încât să avem un program de inovații bine fundamentat în Moldova. Pavel, vă ne слышите? Da, добрый день. Здравствуйте. Слышно меня? Да, слышно. Добрый день еще раз. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно представить Украинский фонд стартапов сегодня на вашем ивенте. Я постараюсь сделать короткую презентацию, а после буду приглашать, если возможно будут какие-то вопросы, то буду рад на них ответить. Если можно, я хотел бы экран свой зашерить. Можно, да, дать мне возможность расширить экран? Сейчас даёт возможность. Хочу стоп-шеринг на презентаре. Стоп-шеринг. Так. Спасибо большое. Так, сейчас видно? Да. Да. Так. Итак, Украинский фонд стартапов был создан в ноябре 2018 года кабинетом министра Украины. Основная цель – это развитие и создание благоприятной стартап-экосистемы Украины и ее дальнейшее активное развитие. На сегодняшний день, вот перед вами есть слайд, это USF мы называем в цифрах, то есть на сегодняшний день фонд стартапов выдал грантовое финансирование порядка 6 миллионов 300 тысяч долларов США, это за 2 года грантовой активности. Первую грантовую программу мы запустили в декабре 2019 года. По состоянию на сегодня у нас есть 4 грантовых программы. Основные 2 программы – это программы для проектов на стадии pre-seed и seed stage. Соответственно, это 25 и 50 тысяч долларов США. Таких грантов мы выдали уже больше 150. Плюс у нас есть программа акселерации. Мы на сегодня аккредитовали 12 международных акселераторов. Полностью программа – это работает на аутсорсе. Мы только лишь обеспечиваем финансирование. И плюс еще 4 программа наша – это программа инновационных ваучеров. Это участие украинских стартапов в международных ивентах, самых больших, таких как Web Summit, CES, Expo, London Tech, Collision и так далее. То есть мы предоставляем ваучеры, которые покрывают travel and accommodation costs, для участия в выставках, плюс стоимость стенда и входные билеты. На сегодняшний день на нашей сцене побывало 440 стартапов, то есть в финале в питчах участвовало 440 команд, из них 250 было профинансировано, плюс мы провели более 35 разнообразных ивентов за
прошедший год. Это и буткемпы, хакатоны, воркшопы и так далее. То есть на самом деле на сегодняшний день Украинский фонд стартапов является точкой входа в украинскую экосистему, и все наши международные партнеры, либо любой стейкхолдер, который так или иначе заходит в Украину или здесь представлен, он является либо нашим партнером, либо мы стараемся проводить совместные мероприятия и ивенты. Как работает вообще наш процесс, наша система? Прежде чем создавать фонд, мы внимательно изучили опыт, международный опыт, и мы посмотрели более 20 стран, как работают фонды, какие программы, какие инструменты. И в этом нам очень помогли специалисты Мирового банка. Была миссия по инновациям Мирового банка в Украине. Мы неоднократно с ними проводили встречи, обсуждали те или иные механизмы. И вот все это вылилось в подготовку нашей стратегии, подготовку основных программ, которые на сегодняшний день есть. И что еще хочется сказать, что мы перед тем, как запускать программы, изучали разнообразные инструменты. На сегодняшний день фонд выдает только гранты, хотя на самом деле в практике есть различные инструменты. Есть и гранты, есть и смешанные, так называемые blended finance, есть другие инструменты, там, вхождение в капитал и так далее. Но на тех стадиях и вот в тех параметрах, в которых мы работаем, мы на сегодняшний день полностью обеспечиваем только грантовую деятельность и считаем, что это самый эффективный инструмент. Какие результаты наши, как мы измеряем? То есть при выданных 6 миллионах долларов стартапы на более поздних стадиях уже привлекли порядка 30 миллионов, то есть показатель X5. То есть мы считаем, что на самом деле последующие инвестиции – это и есть тот основной показатель, которым мы меряем наше вложение. Что еще надо сказать? Вы видите здесь слайд, диаграмма – это полученные аппликации. У нас нет абсолютно никаких ограничений по индустриям. То есть абсолютно заявка стартапа может быть подана в любой индустрии, абсолютно любая сфера. Здесь вы видите статистику, то есть у нас по статистике больше всего заявок – это сфера AI, Big Data, Retail, плюс Lifestyle. Lifestyle – это объединяет себя несколько. То есть сферы эти довольно условные, просто мы группируем все заявки по сферам. Для чего? Для того, чтобы мэчить их потом с экспертами, которые их оценивают. Сейчас по процессу отбора я тоже коротко остановлюсь. Вот статистика по сферам, по индустриям. Видите? И внизу точно так же короткая статистика. Это по soft и hard. У нас soft проектов 71,5%, hard примерно 30%. Какая еще статистика? Заявки из Киева практически 75%. Основные регионы 25%, и соотношение пресид и сид стейдж, немножко больше пресид, это 60% заявок, это теперь пресид стадия, 40% сид. Вот. Как же работает программа, то есть вы видите, это 4 типа грантов, детальная информация есть у нас на сайте, все положения о программах, как работает, это дальше критерии и все остальное. Я коротко остановлюсь на непосредственно подача заявки. То есть, прежде всего, для того, чтобы администрировать всю эту деятельность, мы создали свой собственный софт, который нам помогает администрировать полностью прохождение процесса заявок. Я вот слышал во время презентации, что упоминался ковид, карантин и так дальше. То есть я хочу сказать, что во время ковида мы работали и работали без остановки. То есть на самом деле у нас процесс полностью digital, начиная от процедуры подачи заявки, заканчивая выдачей грантов, поэтому, скажем так, даже сегодня, во время войны в Украине, мы работаем онлайн, мы работаем удаленно, и у нас как бы наш процесс полностью позволяет нам администрировать
всю грантовую деятельность удаленно, то есть для этого не нужно присутствие, скажем так, в одном месте. Все коллеги сейчас работают по всей Украине, но процесс у нас не останавливается. Наш софт, если будет 5 минут, мы тоже можем показать, что в середине. Это очень важно. Почему? Потому что благодаря этому обеспечению мы смогли объединить полностью всю информацию, которая к нам попадает. Плюс у нас есть сначала это фонд. То есть как работает? Сначала подаете заявку на портале, заявка попадает к нам, и дальше происходит внутренний комплаенс и оценка экспертами. Что такое эксперты? У нас вокруг фонда есть пул экспертов. Это порядка 150 человек. Они не являются сотрудниками фонда. Они отобраны Мапсоветом. Фактически это люди из рынка, которые оценивают заявки. И таким образом на волонтерских началах. И они нам помогают развивать экосистему. Эти все люди публичные, они есть на нашем сайте, можно посмотреть. Каждую заявку оценивает минимум 2 эксперта. Эксперты точно так же закреплены за индустриями. То есть, если, например, заявка попадает в e-commerce, то ее будут оценивать 2 эксперта, которые тоже прикреплены к этой индустрии. То есть, каждый из экспертов может быть закреплен за одной индустрией или за несколькими. Фактически после оценки экспертами заявка возвращается к нам. Если оценка высокая, проект проходит на питч, оценка низкая, проект отправляется на доработку. Ну вот, собственно говоря, и вся процедура. После этого, после питча, во время питча оценивают жюри. Точно так же жюри – это эксперты с дополнительной экспертизой, либо там investment banking, либо VCs. И проект, если отбирается, идет на дальнейшее финансирование. Далее подписание документов, грант, абсолютно весь процесс тоже диджитализирован, то есть все документы у нас подписаны электронными ключами, подключен банк ID, выдача денег, мониторинг. Каждый проект мы мониторим 2 года после получения гранта, то есть мы собираем финансовые показатели, что есть для нас основным индикатором. Что еще нужно отметить? Это как работает грантовая программа. Вот вы видите список наших партнеров за эти 2 года. С каждым из этих партнеров мы делали 1, 2, 3, 5 проектов. То есть на самом деле мы очень активно подключаем всех стейкхолдеров системы для того, чтобы объединить наши усилия и создать максимальный эффект. Вот это ниже вы видите, 12, здесь меньше, не все. Это акселераторы, которые аккредитованы возле фонда. При фонде. То есть эти акселераторы для нас делают акселерацию, мы даем грант, акселераторы обучают в рамках своих основных программ. Ну, если коротко, основные достижения, то есть 250 стартапов было профинансировано, более 6 миллионов долларов было выдано, привлечение, как я уже сказал, близко 40 миллионов долларов стартапы подняли последующих раундов. А также 30 миллионов они получили smart money, то есть нефинансовые сервисы. И каждый второй стартап получил дальнейшее финансирование после нашего гранта. Ну, это основная метрика, вот, которая на сегодняшний день есть у нас, и мы используем. Ну вот, если коротко, есть ли какие-то ко мне вопросы, что еще мог бы добавить? Павло, спасибо большое. Вы нас слышите? Да, да. Ага, замечательно. Спасибо большое, что уделили нам время. Мы знаем, что в Киеве сейчас нелегко. И мы надеемся, что мы будем в дальнейшем сотрудничать, потому что то, что вы нам показали, это очень успешный фонд, успешная модель. У нас все, как decision-making factors, за столом есть министр экономики, директор ОДИМ, это организация, которая будет внедрять программу. И мы надеемся, что будем формализировать сотрудничество в скором времени, так как молдавское правительство одобрило уже инновационную программу на прошлой неделе.
Thank you. Спасибо большое, Павло. И мы продолжим нашу дискуссию в более техническом формате с коллегами с Министерства экономики и АДИМ. Да, мульсмеск. Спасибо вам, да, хорошего дня. Doamna Nistor, domnule Cărdășov, ați menționat că transformarea digitală nu este un lucru simplu. Ea urmează să fie realizată de către experți cu expertiză, respectiv acel grup de parteneri cu care veniți să ne susțineți implementarea acestui program de transformare digitală este foarte important, mai ales în contextul în care noi simțim pe propria piele ce înseamnă transformare digitală. În contextul în care aici, la ODIM, suntem într-un proces de transformare digitală, implementăm o soluție tehnologică care să ne asigure mai multă eficiență în tot acest proces cu întreprinderile mici și mijlocii și beneficiarii noștri. Bun, acum, în continuare, eu am să prezint pe scurt, pentru că în această conferință de presă mă uit și eu pe Zoom și văd că avem mai mulți urmăritori, cred că potențialii beneficiari ai programului de transformare digitală și a celui de inovații și startup-uri tehnologice vor să cunoască mai multe detalii. Cum a fost menționat, programul de transformare digitală a fost aprobat de către guvern la începutul lunii martie, iar programul de inovații digitale și startup-uri tehnologice a fost aprobat de către guvern la mijlocul săptămânii trecute. Respectiv, la momentul actual, suntem în proces de definitivare a manualelor operaționale și a proceselor noastre interne, astfel încât la început de lună iunie să fim gata să lansăm apeluri în cadrul acestor programe. Deci programul de transformare digitală vine să continue instrumentul de digitalizare care a fost implementat pe perioada pandemiei COVID și care s-a finalizat la sfârșitul anului trecut. În cadrul acestui instrument, rezultatele le vedeți pe ecran, au fost peste 280 de proiecte finanțate, 566 de persoane au fost instruite în ceea ce privește transformarea digitală, 23 de milioane de lei a fost suma acordată sub formă de grant sau de business voucher. Respectiv, acestea s-au transpus în economia națională în investiții în valoare de 35,4 milioane de lei. Instrumentul dat a fost susținut de mai mulți parteneri. De la bugetul de stat au fost alocate 10 milioane de lei. Uniunea Europeană a venit cu un suport de încă 10 milioane de lei, iar Agenția Germană pentru Dezvoltare cu un alt suport de 4 milioane de lei. A fost anunțat deja pentru anul 2022, pentru programul de digitalizare, avem de la bugetul de stat alocat un volum financiar de 30 de milioane de lei și pentru programul de inovații digitale un volum financiar de circa 5 milioane de lei, dar suntem în discuții inclusiv cu USAID-ul pentru a crește acest suport financiar. Dar ce presupune programul de transformare digitală din perspectiva potențialilor beneficiari, deci ca proces de aplicare? Deci el are trei etape principale. Prima, care începe cu conștientizarea, informarea și promovarea conceptului de transformare digitală. Noi venim să-i instruim, să-i informăm și să-i ajutăm să conștientizeze pe potențialii beneficiari de ce au nevoie de a-și transforma digital afacerea lor. Ulterioara etapă transpune acel suport financiar cu care statul vine în întâmpinarea întreprinderilor, respectiv este vorba de suport financiar nerambursabil de până la 500.000 de lei acordat sub formă de grant pentru transformarea digitală a proceselor interne de activitate a întreprinderilor. Și a treia etapă ține de monitorizare, mentorat și evaluare. Pentru că nu e așa, este nevoie și să monitorizăm cum acele soluții digitale sunt implementate în cadrul proceselor interne. Ca să ne asigurăm că rezultatul acestui program este în concordanță cu obiectivele pe care și le-a asumat guvernul. Criteriile de eligibilitate, un alt element important al programului. Beneficiari a programului respectiv pot fi companiile care nu au restanțe
la bugetul public național, respectiv sunt corecte și ele la rândul lor în raport cu statul pentru a putea beneficia de un suport financiar. Un alt criteriu ține de faptul că aceste companii trebuie să activeze pe teritoriul țării, respectiv să angajeze forță de muncă locală în mare parte și să asigure că plata impozitelor și taxelor se fac la bugetul public național. Următorul criteriu constă în faptul că compania trebuie să aibă o activitate de minim 12 luni până la momentul aplicării, respectiv ca și noi să putem deja evalua capacitățile financiare, capacitățile de dezvoltare a afacerilor respective. Și ultimul criteriu ține de existența unui personal competent în cadrul întreprinderii pentru care să poată asigura acest proces de transformare digitală. Noi, cum am menționat, vom veni cu suport informativ, consultativ, de instruire și mentorat ca să dezvoltăm capacitățile acestui personal pe parcursul implementării programului. Pașii de aplicare la program, un alt element care trebuie să fie cunoscut. Deci totul începe cu identificarea necesităților și studierea pieței. Și noi înțelegem foarte bine că unii antreprenori, posibil le va fi destul de greu să înțeleagă ce procese interne au nevoie să și le digitalizeze. De aceea noi venim și pe partea asta de suport, vom avea personal care le va ajuta pe întreprinderi să-și determine necesitățile lor. După aceasta, efectiv, este procedura de aplicare pentru suportul financiar nerambursabil, care menționam că este de până la 500.000 de lei. Ulterior, dacă corespund criteriilor de eligibilitate, dacă proiectul investițional va aduce plus valoare afacerilor, urmează efectiv procesul de implementare. Etapa la care, iarăși, Odimu și împreună cu partenerii de implementare acestui program, vom veni cu suport, ghidare și mentorat ca proiecte investiționale să se implementeze cu succes. Și ultima etapă ține de monitorizare și evaluare de impact, unde noi așteptăm un dialog transparent și deschis cu beneficiarii de granturi, ca să ne putem asigura că banii pe care statul îi acordă sunt utilizați pentru proiecte investiționale care au câștigat. Și rapid despre cel de-al doilea program de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice. La fel este un program care urmărește susținerea financiară a startup-urilor care implementează idei inovatoare și urmează să vină cu un suport sub formă de grant la fel până la 500.000 de lei. Și aici avem trei domenii prioritare, să spun așa, pe care programul se focusează. Este vorba de producția sustenabilă, tehnologia verde și inovarea digitală. Ca și pași de implementare, nu se diferește mult de programul de transformare digitală. Constă de asemenea în componenta de instruire, componenta de formare și mentorat, respectiv cea de finanțare și suport în implementare și deja componenta de monitorizare și evaluare a impactului proiectelor investiționale care au fost susținute. Inovația acestui program de inovație vine cu acea rețea locală de experți care vor evalua proiectele depuse spre finanțare și care vor veni cu o opinie în cunoștință de cauză. O opinie de expert asupra decizii pe proiectele respective. Cam asta am avut a spune pe scurt despre programele de stat. Noi în perioada următoare împreună cu partenerii de program vom lansa o campanie de comunicare și de conștientizare și de informare a publicului larg asupra acestor programe, astfel încât să fie cât mai bine știute de potențiale beneficiari, să fie cât mai ușor procesul de aplicare și în final să ne asigurăm că suportul financiar care este pus la dispoziție va fi alocat în economie cu un impact cât mai mare. Stimate domnule ministru, stimate domnule Scott Hocklander, stimată doamnă Nistor, am ajuns și la partea de oficializare a parteneriatului nostru, respectiv semnarea
acelui acord de parteneriat dintre Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și proiectul Tehnologiile Viitorului, parteneriat care va ghida, ne va ghida în cooperarea noastră ulterioară. În mapa pe care o aveți în față este acest memorandum care va fi semnat pe de o parte de către ODIM, pe de altă parte de către Proiectul Tehnologiilor Viitorului și care va fi contrasemnat și de Ministerul Economiei ca autoritate care țintește elaborarea politicilor în acest domeniu. Da, până se semnează documentele, aș vrea să menționez, dumneavoastră ați văzut și cifrele care au fost prezentate, că retehnologizarea, inovația sunt critice pentru a avea o economie dezvoltată și pentru a avea salarii mai bune. Noi, ca țară, dacă vrem să avem o societate care să aibă venituri suficiente, ca să nu mai fie necesitatea de a pleca peste cutare, de a câștiga viața, este important să avem absorpția aceasta de tehnologii și noi asta vrem să facem de fapt împreună cu dumneavoastră, stimați agenți economici, stimați antreprenori, ca să creștem productivitatea în Republica Moldova și respectiv să avem posibilitate să dăm posibilitatea de a câștiga un salariu mai mare, venituri mai mari, atât pentru antreprenori cât și pentru salariați. Nu știu dacă o cunoașteți, pe anul precedent, dacă nu greșesc, au fost făcute anumite evaluări privind productivitatea muncii și ele erau estimate la circa 16.000 de lei, cu salariul mediu care îl cunoaște circa 9.000 și ceva de lei. Deci, ca să mișcăm acest prag în sus, noi trebuie să mergem pe această cale de inovare, profesionalizare, retehnologizare, automatizare, astfel încât fiecare om să poată câștiga, să creeze o valoare adăugată mai mare și respectiv să câștige un venit mai mare. Tocmai de aceea, noi avem practic toate ingredientele aici, le-am acumulat, împreună cu partenerii noștri internaționali, împreună cu acele practici deja bune pe care le-am înregistrat și se înregistrează și în Ucraina, dar și în lume există și noi vrem să le transpunem aici în Republica Moldova, să începem și noi acest progres, această cultură de tehnologie, de automatizare, astfel încât noi să ajungem să avem rezultate mai bune. Și aici vreau să menționez că probabil trebuie de menționat diferența între totuși retehnologizare, digitalizare și în special inovare, fiindcă inovarea totuși e un domeniu separat. Primele două sunt pentru absorpție tehnologiei de către antreprenori, adică să fie implementate. A doua, inovația este a cei care creează aceste inovații, cele care sunt scalabile, deci ele pot fi transpuse și la alți agenți economici, este important, este o diferență majoră, este cei care fac acele procese și procedee mai eficiente și după care le propun și le revând la alți agenți economici. Noi vrem din ăștia cât mai mulți. Acestea sunt cele mai apreciate afaceri. Și vrem să începem să lucrăm în direcția dată. Eu cer scuze că am oprit procesul. Fotografie de protocol ca să avem și două mape diferite care simbolizează parteneriatul nostru. Asta ce este lucrul protocol, fără? Now that we have signed. Autorități de implementare ne asigurăm faptul că da, să implementăm. Asta e numărul dumneavoastră. Comes back to Holmes. Thomas Scotland. Vă mulțumim foarte mult pentru susținere și eu cred că vom avea încă multe proiecte. Thank you very much for your support. I hope that we'll be launching with some drones and just go into automated connected factories next time. So we're looking forward to go to visit the beneficiaries on the site. I know it's not always easy to partner together with the government and do embedded programs, but I think we're taking the time to do things in a more sustainable way. Următoarele întâlniri le facem la beneficiari. Da, da, exact. Siguranță. Bun, în continuare vrem să vedem dacă avem careva întrebări din partea presei și din partea beneficiarilor care au avut posibilitatea pe chat-ul Zoom și pe pagina de Facebook să adreseze întrebări. Da. Cine sunt antreprenori? Din ce domenii care pot aplica la aceste grant? Deci, ODIM-ul
are câteva categorii de beneficiari, de sectoare economice pe care nu le poate finanța în cadrul programelor de grant. Acestea sunt menționate în cadrul legii privind la întreprinderile mici și mijlocii și se referă la sectoare cum ar fi producția de alcool, serviciile financiare, jocurile de noroc, deci niște sectoare care nu sunt prioritare, să spunem așa, pentru economia națională. În rest, beneficiarii ai granturilor, nu doar în programul de digitalizare, dar și în cadrul altor programe de stat, sunt eligibili toți antreprenorii, deja conform criteriilor de eligibilitate, să fie întreprinderi mici și mijlocii și proiectele lor investiționale să se plieze peste așteptările programelor de stat. Dar când vor putea deja aplica agenții economice? Deci, efectiv, la programul de digitalizare, de transformare digitală, vor putea aplica în luna iunie. Până atunci, noi asigurăm că toate procesele interne vor fi puse la punct. Ce vorbeam? Manual operațional, procese de lucru, iar la programul de inovații digitale sperăm la fel, cel târziu, în luna iulie, să fie puse la punct toate procedurile interne. În ce privește alte programe de stat pe care Odim le are în implementare, apelurile sunt deschise în luna aprilie-mai. Eu îndemn toți antreprenorii să urmărească site-ul Odim, să urmărească rețelele sociale unde este prezentat acest calendar de deschidere a apelurilor, inclusiv și în cadrul programului de transformare digitală. Mulțumim foarte mult. Bun, pe această cale noi declarăm această conferință de presă închisă. Mulțumesc mult reprezentanților mass media care au dat curs invitației și să ne auzim de bine la următoarea conferință de presă. Cele bune!